După câteva luni bune în care n-am avut parte absolut deloc de filme măcar decente, ei bine, surpriza vine tocmai din partea Netflix-ului și este cumva o surpriză așteptată, deoarece anul trecut Netflix a reușit să aducă primul mare regizor care să facă un film strict pe platforma lor, ce anume Martin Scorsese cu The Irishman, iar anul acesta Netflix mai dă o lovitură și l-aduce pe Spike Lee cu acest The Five Bloods. Și o să zic de la început, nu e cel mai bun film al lui Spike Lee, nici nu mă așteptam să fie și nu e nici măcar pe aproape. Filmul durează în jur de două ore și jumătate și cred că ar trebui să știți asta de la început pentru că nu este un film pentru toată lumea în niciun caz. Dacă vreți un film action-packed din primul până ultimul minut, un film de război, acesta nu este filmul pentru voi și cred că ar fi mai bine să le evitați sau puteți să îi dați o șansă, dar cu garanția că este posibil să nu vă prindă. Dacă am stabilit asta, acum haideți să intrăm mai bine în film. În primul rând, cinematografia este superbă, dar o să vorbim despre acest aspect mai încolo. Filmul se concentrează pe 5 soldați de culoare care au luptat în războiul din Vietnam și se întorc în prezent în Vietnam pentru a găsi o avere îngropată în timpul războiului și pentru a lua acasă trupul sau rămășițele uneia dintre ei care, din păcate, nu s-a mai întors din război. Și deși că, deși poate că filmul pornește cu o tentă ceva mai umoristică pe care... O păstrează cât de cât până ultimul act, o tentă umoristică care cumva este tipică uh, lui Spike Lee. Chiar și așa sunt foarte multe momente emoționante în acest, uh, în acest film, în aceste două ore și jumătate. Sunt powerful moments care se simt ca niște powerful moments povestea merge într-o direcție foarte bună și se vede că au avut nevoie de cele două ore jumătate pentru a dezvolta îndeajuns de bine personajele și nu cred că ar fi putut să o facă atât de bine în mai puțin de două ore jumătate. Actoria din partea unor personaje este mai mult decât superbă, mai ales din partea personajelor principale și aici mă refer în primul rând la Delroy Lindo, care este mai mult sau mai puțin personajul principal. Majoritatea actorilor nici măcar nu au zisem de ei, sincer să fiu, au zisem doar de Cedric Boseman pentru că, na, Black Panther, dar acest Delroy Lindo transmite atâtea emoții în acest rol și te va trece prin atât de multe stări încât până la final ajunge să-i eclipseze pe absolut toți ceilalți și chiar m-a surprins și pot spune că este inima acestui film. Cedric Boseman, cum am zis, apare și el în film și eu personal mă așteptam și îmi doream să-l văd mai mult, însă pe parcurs i-am înțeles rolul în acest film și nu prea aveau sincer cum sau de ce să îl împingă mai mult în față. Mai sunt câteva personaje care apar pe parcurs, pe parcurs care însă sunt doar ok, nu pot să zic că sunt mai mult de atât pentru că nici nu era nevoie să fie mai mult de atât. Și mai este un actor al cărui nume nu mi-l aduc aminte, dar pe care l-am văzut și în Black Eyed și care cred că este un favorit pentru Spike Lee, deci mă aștept să-l vedem și în următoarele filme ale sale. Am zis la început de cinematografie că este mai mult decât mă așteptam și da, Spike Lee s-a întrecut pe el însuși în acest film pentru că tot ce ține de flashback-uri în acest film este filmat superb și de multe ori într-un stil mai vechi, mai clasic, dacă pot să spun așa, pentru filmele de război și pe partea aceasta se vede că s-a depus multă muncă și multă pasiune și este o bilă albă foarte importantă a filmului. Coincidență sau nu, filmul apare fix în această perioadă în care în America, după cum a zis, este haos total, însă în acest uh, Five Bloods, Spike Lee nu împinge atât de mult acest Pro Black Lives Matter, dacă pot să-i spun așa, precum a făcut-o un Black AK, dar după cum ne-am obișnuit, evident, acele ultime minute din film sunt rezervate pentru acest lucru. Și cred că, într-un fel, este mai bine că filmul apare în această perioadă, deoarece chiar poate să aibă un impact um, asupra lumii. Așa că The Five Bloods primește din partea mea un 7,5 și vi-l recomand. Poate că v-ați fi așteptat la mai mult, dar cum am zis, nu este nici măcar în primele trei filme de ale lui Spike Lee. Black AK, de exemplu, mi-a plăcut mult mai mult și este un film mai bun, însă și acest The Five Bloods este un film bun, mai ales în comparație cu ce am avut în ultimele luni din partea Netflix-ului și nu numai. Așa că aceasta a fost recenzia mea pentru cel mai recent film al lui Spike Lee. Nu uitați să lăsați în comentarii părerea voastră despre film și ce filme așteptați în următoarea perioadă. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem! Data Vitória.